Frățiorii mei, haideți să vă arăt ce mi iau cu mine când plec la concerte. Rutina mea de dinainte să plec la un concert festival este să-mi pun pe YouTube videouri downloadate să mă uit dacă am chef, dacă am la ceva ce să mă uit. Să-mi fac această geantă cu aparaturi, microfon, placă de sunet, receiver, microfon, cabluri, toate cele. Punga asta nebună cu două ventilatoare pentru laptop și placa de sunet bagaj, evident, nebunia asta, care e cadou meu preferat pe care l-am primit de la Dana. Aia, haide să vă arăt cât de jmecherie. Și aici am ținut ochelarii, ia uitați cât de jmecher. Bam, 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 bam. Și se închide la fix. Hați. Am niște curele, tricouri, pantaloni. Ăsta cu alea de baie, ceasurile, un microfon de studio în caz că vrem să tragem ceva că avem placă. Evident că îmi pun căștile la încărcat, tableta la încărcat, ceasul și căștile celelalte la încărcat. Giosdanul ăsta Nike pe care l-am de foarte mult timp și n-am mai găsit niciodată niciun alt Giosdan mai șmecher ca ăsta. Din punct de vedere al utilității, faptul că aici îmi bag laptop tabletă, aici îmi bag alte chestii, uitați, încă o pereche de ochelari că nu mai încăpea un ăla o șapcă de la Takashi Murakami, aici încărcătoarele, bam, bam. Am foarte multe genți, uite, mai are și aici un dăsta cu medicamente, cu chestii de alergii, de nu știu ce, de răceli, în caz de orice. Este cel mai tare ghiozdan. Mai am ghiozdane și genți. Geanta asta de la Goyard, care e fenomenală, incredibil, a costat o căruță de bani, nu pot să o port pentru că nu-mi încap lucrurile în ele. La fel, Mason Margela, asta a devenit post de, pe de să pun lucrurile în ea. Mai am ghiozdanul ăsta Gucci, nu-mi pe nimic în el. Na, Aia e cea mai tare, Nike. Mi-am pus și de frumos, cu numele aici și cu adrese și chestii. E tare rău dacă aveți de -asta, dacă vă lăsați bagajul la cală, și bagajul ăsta, să nu vă zic că chiar dacă e așa, așa trebuie să arate. Acum vă dați seama că s-au uzat ale l-au aruncat ăia. A fost ceva, bani de la o firmă destul de jmecheră din Milano, FPM Milano. Dar na, lucrurile astea sunt făcute, oricum e dur, durabil și șmecher și puternic. Are și încuietoarea asta șmecheră. Are și cifru aici, pe care îl pui cum vrei, bam, bam, bam. Mai am și drăcia asta pe care o mai iau din când în când, PS Portalul ăsta, pe care mă joc când sunt plecat, dar nu prea am mai jucat de ceva timp pe PS. N-am mai avut timp, am și căștile astea de la PS alea noi, șmechere, ia uitați, hats Sunt șmechere, se conectează cu PS Portalul și în același timp și cu telefonul și poți să asculti și muzică de pe Spotify în timp ce te joci și auzi și audio de la PS. Singura chestie e că trebuie să lași PSU-ul de acasă și anume ăsta pornit în rest mode și practic ăsta acționează ca un fel de transmitător. Deci tu practic te joci pe PSU-ul de acasă. Dacă ai fibru optică, dacă l-ai băgat în, cu, cu cablu de net și mai bine pentru că îți trebuie o conexiune cât de cât o ok pe ăsta, dar tu te joci tot pe netul de acasă, ceea ce e epic, rău de tot. Și am super mare norocul cu Lafie, pentru că este super self-sustainable, stă foarte mult timp singură dacă e cazul pentru că are acest dozator de mâncare de la petonir care îi dă mâncare în fiecare zi de 3 ori pe zi la ore fixe, mănâncă, termină de mâncat, când sunt acasă îi dau și plic unul pe zi și aparatul îi dă doar de 2 ori pe zi mâncare de dimineață și seară, are această fântână de apă care îi filtrează apa non-stop și în cap vreo 4-5 litri în asta poate să țină și o săptămână, iar această litieră închisă îi pui un sac întreg de silicat înăuntru și nu trebuie să-i schimbi mare chestie pentru că am învățat-o așa și e super deșteaptă, știe să-și îngroape căcații și e super șmecheră și e self-sustainable exact la fel ca mine. Cam astea sunt toate lucrurile pe care mi le iau eu la concert. Îmi las bagajul la cală ca să merg cu mâinile în buzunar prin aeroport și cam asta e. Vă pup!